Bancnotele de pe vremuri le trezesc multor amintiri, în timp ce alții nu văd decât o modalitate de a face rost de bani. Iată care este una dintre cele mai scumpe bancnote care se vinde cu o sumă uriașă pe internet. Recent, un mesaj incredibil i-a surprins pe românii de pe site-ul OLX. O persoană solicită 90.000 de euro pentru o bancnotă de 5.000 de lei din anul 1998. Bancnota din România de 5.000 de lei care se vinde acum cu 90.000 de euro a devenit virală. Bancnota valoroasă datează din anul 1998, înfățișează chipul marelui scriitor Lucian Blaga și are o valoare de nici mai mult, nici mai puțin de 5.000 de lei. Vând bancnotă de 5.000 de lei, Lucian Blaga, 1998, seria 001A124108. Bancnota este printre primele serii în circulație. Stare foarte bună, exclusiv pentru colecționari, a scris persoana care a postat anunțul pe OLX. De asemenea, o bancnotă de aceeași valoare este scoasă la vânzare și de un alt utilizator al respectivei platforme. Vând bancnotă 5.000 de lei din anul 1998. Bancnota se prezintă în stare bună după cum se vede în poze. Prețul este de 55.000 de euro negociabil, doar pentru colecționari, a spus anunțul plicat de acesta. Mai există bancnote românești care pot aduce bani frumoși celor care au norocul să le găsească pe acasă. De exemplu, o bancnotă de 1 milion de lei din 1947 se vinde pe OLX cu 150 de lei. De asemenea, o bancnotă de 1000 de lei din anul 1998 cu chipul lui Mihai Eminescu costă 25 de lei. Bancnote de 1000 de lei din anul 1998 cu Mihai Eminescu am 4 bucăți, negociabil la achiziția celor 4 bancnote, scrie cel care a postat anunțul. Relatează b1tv.ro.